Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian și în scurtul clip de astăzi vreau să vă arăt cât de rapid bootează Windows 8, sistemul de operare Windows 8, pe un calculator, pe un computer ce are un SSD Vertex 2. O să-i dăm drumul, calculatorul este oprit acum, îl pornim. Mergem la monitor să vedem. Bipul, s-a auzit bipul. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în 7 secunde, da? Windows-ul este up and running. Haideți să vedem și cât de rapid îl oprim. Mergem pe desktop și un mic tips pentru cei care folosesc acest sistem de operare. Ca să-l închideți rapid, fără să mai mergeți în interfața Metro UI, apăsați tasta Alt plus F4 de pe tastatură până observați acest meniu pe care o să-l vedem imediat. Alt F4, da? Și din acest drop-down alegem Shutdown, Restart, Logout și așa mai departe. By default este setat pe shutdown, cum se poate observa. Și nu rămâne decât să apăsăm OK, click pe OK sau îi dăm un Enter. Haideți să vedem cât de rapid se închide. O să-i dăm Enter. 1, 2, 3, 4, 5, priviți LED-ul, 6. În 6 secunde s-a închis computerul, da? Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, v-am spus pe canalul meu de YouTube. La revedere!